Începem partea a doua a lucrărilor din ziua de joi cu sesiunea Istoria Medicinii, Management Sanitar și Legislație Sanitară. Vă rog să luați loc. După cum știți, istoria spitalului nostru își are rădăcini adânci în pagini îngălbenite de trecerea timpului. Ce spuneți dacă am coborât tunelul timpului și am vedea cum arăta cu ani și ani în urmă bugetul spitalului nostru? Și în aceste demersuri, un aliat de nădejde ne va fi domnul dr. Dan Arvătescu cu lucrarea Un buget de altă dată al Spitalului Municipal Roman. O să-mi iau permisiunea, înainte de a prezenta lucrarea în cauză, să vă spun că în mijlocul nostru, în aceste zile, este un adevărat desant de scriitori din Craiova, Craiova Eterna Terra Nova, cum spunea poetul, în frunte cu domnul profesor universitar dr. Florea Firan, pe care vă rog să-l aplaudați. Este o personalitate a culturii române, este directorul unei edituri care funcționează din 1927 și n-a venit singur, a venit înconjurat de o serie de scriitori tineri de la Craiova, cu care am avut deosebită plăcere să mă întrețin ieri seară și mâine seară dumneavoastră veți avea plăcerea să ascultați o disertație a domnului profesor la manifestările de închidere ale ediției întâi a Zilelor Spitalului Roman. Le mulțumesc încă o dată că au venit. Revenind la subiect, vreau să vă spun că tot ce a însemnat istoria medicinii la Roman a început cu un om. Un om a cărui memorie vreau să o evoc. Îl știți cu toții, l-ați cunoscut, domnul dr. Epifan Cozarescu. El a pus bazele unei societăți de istoria medicinii care funcționează aproape de 50 de ani neîntrerupt în Roman și a unui muzeu de istoria medicinii care astăzi poate fi vizitat în cadrul Muzeului de Istorie al orașului Roman. Căutând în arhive, de fapt în arhiva de la Iași, am găsit această lucrare care reprezintă o adresă cu bugetul Epitropiei Spitalului Sfântul Spiridon din Iași pe anii 1867-1868. În fond, ce este bugetul? Etimologic vine dintr-un termen din latina veche numit bulga, care însemna sac sau pungă cu bani. Ca definiție, una din multele definiții, evidența veniturilor și repartizarea lor pe categorii de cheltuieli într-o anumită perioadă, de obicei un an, ale unui stat, organizații, familie, etc. Prima dată, prima mențiune despre buget apare în Magna Carta la 1215, fiind una din revendicările poierilor nobililor răsculați, care observau ceea ce s-a perpetuat până în secolul XIX, de exemplu, în unele țări cum e și a noastră, cheltuirea resurselor se făceau după bunul plac al domnitorului. Termenii folosiți, budget în Franța, budget în engleză, iar în Anglia se aducea bugetul în Camera Comunelor. Dacă știți, Camera Comunelor este o masă lungă și două bănci, de o parte și de alta, unde stăteau cele două partide tradițional, la distanță decât să se atingă cu vârful sabiei una, ca să nu existe duieluri în cameră, iar cel care prezenta bugetul aducea învelit în piele sub forma unui plic. Și în momentul în care îl desfăcea în Camera Comunelor, acest act s-a numit prezentarea bugetului. Așa se făcea prezentarea bugetului în evul mediu în Camera Comunelor. La noi prima referire apare în regulamentul organic, sub forma budget, în articolul 117 din regulamentul organic de la Iași, care însemna închipuirea cheltuielilor anului viitor. Primul regulament care gestiona ideea de buget a fost promulgat de Alexandru Ioan Cuza în 1960. Iar în prima Constituție, promulgată de Carol I, se prevedeau bugetul cheltuielilor și recentelor. Iată din documentul
aflată în arhiva statului, arhivele statului de la Iași, tabloul cheltuielilor Sfântului Spiridon pe 1868 și pagina de gardă pentru aceste. Hai să vedem cum era spitalul roman în acea perioadă. Era spital filial al Epitropiei Sfântul Spiridon. Vechimea, după cum ați auzit, este de la 1798. Avea 50 de paturi și 24 de angajați. Iată câțiva dintre angajați. Medicul primar Vafrino Marini, medicul secundar David Reitman, casierul Mihail Finichi. După aceea era un scriitor, un stolnic sau administrator, bărbierul, portarul, bucătarul, gardianul, gardiana, spălătoreasa și 13 servitori în ogradă. 24 de angajați avea spitalul la 1867. Iată Consiliul de Administrație, că exista un Consiliu de Administrație numit Epitropia Spitalului, format din egumenul Mănăstirii Precista Mare, la acea vreme arhimandrit Veniamin Irimescu, și doi boieri, Ștefan Vârnav și Ștefan Hermeziu. Epitropia avea un buget enorm. Avea venituri provenite din foarte multe forme de gestionare, de la păduri, fânețe, până la clădiri în Iași care îi aduceau un venit. Avea de asemenea cheltuieli foarte mari. Iată spitalele care la 1867 erau spitale filiale ale Epitropiei Sfântul Spiridon. Roman, Galați, Focșani, Bârla, Târgu Ocna, Botoșani, Hârlău, Institutul Gregorian din Iași, plus Spitalul Central, care la acea vreme avea 230 de paturi și era condus de Anastasie Fătu, doctor Anastasie Fătu. În plus, avea în proprietate, cum v-am spus, biserici, ospicii, schituri, băile Târgu Ocna, care aduceau un venit foarte frumos epitropiei. Practic, tot ce însemna medicină în Moldova în acei ani, era legat într-o formă sau alta de Epitropia Sfântul Spiridon. Iată bugetul pe 1868 al Epitropiei Sfântul Spiridon. Buget ordinar, venituri, 722.000 de lei. Buget extraordinariu, cheltuieli, 740.000, deci era un deficit construit pe deficit bugetul respectiv. Iată cheltuielile pentru spitale filiale. Noi stăm bine la Roman, avem 32.000 de lei în acel an, spre deosebire, de exemplu, de spitalul Hârlău, Târgu Ocna, Botoșani, Galați, care erau sub noi. Singurul care avea peste noi era spitalul din Târgu Neamț, dar se construia la acea vreme spitalul Târgu Neamț, prin urmare, cheltuielile erau de mai mari în sensul ăsta. Până și spitalul Focșani era mult mai prost bugetat ca noi. Iată, la punctul 3, bugetul pensiunilor. Aceasta era o idee foarte interesantă. Casa Sfântul Spiridon plătea medicilor pensionari pensie. Medicii pensionari contribuiau cu 10% din salar, asta era pensia respectivă, și primeau de la epitropie, primeau pensie. Iată, în acel an, cine primea pensie? De Alexandru Teodori, unul din cei mai longevi directori ai spitalului, ieșit la pensie în 1863, primea 4.000 de lei pe lună. Domnul David Reitman, care era și el doctor, a fost secundar, subchirurg, mai precis, al spitalului, avea 1.000 de lei. Doamna Profira Samurcașu era văduva doctorului Samurcaș Dimitrie, avea 1.000 de lei. Și rog să se vadă că e singurul caz din acel an la Epitropie când se plătea domnului Gheorghe Viorescu, care era asistent, poslușnic, cum se zicea atunci, avea 240 de lei ca dovada faptului că meritele timp de aproape 30 de ani cât a funcționat acest prim asistent medical al Spitalului Roman au fost recunoscute de Casa Sfântul Spiridon, care nu dădea pensii asistenților. Iată cheltuielile care s-au făcut timp de 2 ani la spitalul din Roman.
Am fost ajutat foarte mult aici de doamna economist Magda Grosu de la contabilitatea spitalului, care mi-a deslușit lucrurile, pentru că în material toate sunt puse, de exemplu, cheltuielile de personal la toate spitalele. Peste 3 pagini apar cheltuielile materiale la toate spitalele. Deci, ca să le adun, trebuie să faci o oarecare muncă de arhivă aici. Am pus alături procentele. Iată cât cheltuia Spitalul Roman cu personalul. 38%, 37% față de peste 70% astăzi. Cheltuielile materiale erau mai mari decât cheltuielile de personal. Și aveau, cum să spun eu, o orientare preponderent pe hrană și medicamente, ca și astăzi. Iar cheltuieli ciudate erau lemnele de foc, pentru că ele așa, și un procent de peste 10% se punea pentru reparații spital. Vreau să vă spun că spitalul la acea vreme funcționa într-o clădire cu etaj, având 4 saloane la etaj, numite secții în actele spitalului, și care era permanent reparată. De aceea sunt reparații atât de mari la spital. Peste numai 3 ani, în 1871, începe marea construcție a spitalului vechi, cum îi zicem noi astăzi, nou, cum era el atunci, și care a însemnat un real progres. Deci, totalul bugetului era de 32.000 de lei, aproximativ, ceea ce reprezenta 6,73% din cheltuielile totale ale Spitalului Sfântul Spiridon calculate. Cheltuielile cu personalul. Iată cum erau plătiți medicii și asistenții la acea vreme. Medicul primar primea în jur de 3.200 de lei. Medicul secundar, 2.000 de lei. Casierul, 2.000 de lei, era important. Scriitorul, 683 de lei. Stolnicul, administratorul, Tudorache Vicol îl chema la acea vreme, am găsit undeva, 350 de lei. Bărbierul, 200. Portarul, 120. Gardienii, 480. Gardiene, spălătorese, servitor la o gradă, inclusiv într-un an nutrimentul la 13 servitori. După aceea, probabil, nutrimentul a fost adăugat în salar și trecut, vedeți că nu mai apare, în 1868. Iată, deci, cum arăta în mare colțul de roman care avea spitalul la 1868. În față era spiteria Minerva, iar în spate era construcția, e o leacă mai veche imaginea, se vede clopotnița bisericii Precista Mare, în spate se vede biserica și undeva pe fundal se vede prost, se vede turla episcopiei. Cam așa arăta romanul la acea vreme. Mulțumesc frumos! Mulțumim, domnule doctor, și am dorit să-l întrebăm pe domnul doctor cum apreciază domnia sa că este bugetul spitalului de astăzi comparativ cu bugetul de altă dată. Păi, nu mi-au ajuns niciodată banii, nici atunci, nici acum. Asta e foarte adevărat. Iar Iașu, fie că s-a chemat Sfântul Spiridon, fie astăzi Casa de Asigurări de Sănătate Neamț, n-a fost extraordinar de darnică. Vreau să vă spun că există un preambul la buget. Bugetul Epitropiei era trimis la Ministerul de Interne, iar Epitropia Sfântul Spiridon în preambul, nu mai citesc, amenința statul, Ministerul de Interne, că dacă nu va include în bugetul autorităților locale bani pentru întreținerea spitalelor filiale, sunt nevoiți anul viitor, în 1869, să închidă spitalele datorită cheltuielilor foarte mari care le face casa cu spitalele. Oricum, mie mi se pare că e interesantă această prezentare și că multe din lucrurile care astăzi constituie bugetul unui spital au ca precursor elemente din aceste bugete, să zicem, antice, și mie mi-a făcut cel puțin o deosebită plăcere să scormonesc în vreme și să constat că, de fapt, nimic nu e nou sub soare. Toate au mai existat și toate vor exista în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul doctor! Și trecem de la buget la resurse umane.
Știți că managementul resurselor umane reprezintă un mod de a descoperi, de a modela și de a dezvolta oamenii. Pentru orice spital, a avea omul potrivit la locul potrivit este cheia care duce spre succes și performanță. Considerând că doamna economistă Agape este pentru noi omul potrivit la locul potrivit, o invităm să ne prezinte câteva aspecte relevante despre managementul resurselor umane în cadrul spitalului public. Resursa umană în orice entitate este, cred, primul pilon care ne unește și ne dă posibilitatea să dezvoltăm toată activitatea din acea entitate. De aceea am să vă prezint, dar foarte pe scurt, câteva aspecte privind managementul resurselor umane în spitalele publice. Resursele umane în ansamblul lor tind să reprezinte un subiect managerial care să constă în ansamblul proceselor previzionare, formare, selecție, încadrare, comunicare, evaluare, motivare, perfecționare și protecția personalului, precum și de modelarea culturii organizatorice ce se desfășoară în cadrul organizației. În sectorul medical public sau privat, gestionarea resurselor umane reprezintă o condiție esențială pentru creșterea performanțelor din organizație. Îmbunătățirea managementului resurselor umane la nivelul unei unități medicale din asistență secundară impune dezvoltarea unor strategii eficiente, de la alegerea metodelor de recrutare și selecția personalului de pe piața externă până la menținerea personalului și perfecționarea continuă acestuia. Ignorată în trecut importanța managementului resurselor umane, raportat la nivelul crescut sau scăzut al performanței organizației sanitare, este astăzi recunoscută. Reforma din sectorul medical, reformele s-au axat mai mult pe schimbări structurale, pe controlul costurilor, pe introducerea și dezvoltarea mecanismelor de piață și pe creșterea satisfacției pacienților. Aceste mecanisme de piață, ați văzut că la un moment dat și în unitatea noastră s-au simțit foarte mult prin lipsa personalului, fiind costurile blocate, ne-au adus în situația în care personalul a muncit peste timpul normal, peste puteri, ca să putem asigura pacienților cu adevărat o asistență medicală la nivelul la care se așteptau. Managementul resurselor umane se referă la conducerea și administrarea personalului. Scopul este creșterea performanței organizaționale prin îmbunătățirea performanțelor individuale ale membrilor organizației. Managementul resurselor umane include activități ca recrutarea, selectarea, dezvoltarea, evaluarea performanței, renumerarea și redistribuirea recompenselor. Managementul resurselor umane cuprinde de asemenea strategii de dezvoltare de conducere organizației privitoare la personal, care include planificarea personalului, îmbunătățirea pregătirii profesionale, atragerea și reținerea personalului valoros, siguranța și securitatea în muncă și relații de muncă. Îmbunătățirea managementului resurselor umane la nivelul unei unități medicale impune dezvoltarea unor strategii eficiente, de la alegerea metodelor de recrutare și selecția personalului de pe piața externă până la menținerea personalului existent și perfecționarea continuă a acestuia. Spitalul este una din instituțiile fundamentale pentru funcționarea și bunăstarea comunității locale. Importanța acestei instituții vizează două paliere. Spitalul este responsabil de sănătatea populației, dar este totodată parte a comunității locale prin angajații săi. În prezent, Spitalul Municipal de Urgență Roma, un număr de personal de 849 de angajați, apare o diferență între ce a prezentat doamna manager și noi de două persoane, pentru că între timp de la data comunicării doamnei manager a datelor au mai fost încadrate două persoane, un medic și un personal mediu, de asta a apărut această diferență de date, care deservesc un număr de 666 de paturi și o populație de aproximativ 200.000 de locuitori ai municipiului Roma și ai zonei limitrofe.
Personalul este structurat pe două paliere. Primul și cel mai important în economia resurselor umane este personalul medical, format din medici, deci farmaciști, alt personal cu studii superioare, asistenți medicali, registrator medical, personal de îngrijit, care are în componența sa îngrijitorii de curățenie, garderobieri, infirmieri, brancatieri, spălătorese. Cel de-al doilea palier al personalului încadrat în spital este cel format din personalul tehnic-administrativ, muncitori de întreținere și servicii de bază. În vederea îmbunătățirii continue a serviciilor medicale acordate pacienților, atât salariații cât și spitalul, acordă o mare importanță pregătirii profesionale, ceea ce a dus la recrutarea unui număr important de personal medical în ultima perioadă, concretizându-se prin încadrarea unui medic în cea mai deficitară specialitate, cea de oncologie medicală, în ultima perioadă și încă unui număr de 6 medici specialiști de alte specialități, cum ar fi ATI, medicină de urgență, dermatovenerologie, radiologie și imagistică medicală, anatomie patologică, ORL, urmând de asemenea ca în perioada imediat următoare să se organizeze un examen și un concurs pentru ocuparea altor posturi publicate, un post de medic în specialitatea psihiatrie și un post de medic în specialitatea chirurgie. Și putem să ne lăudăm că pentru acest post, la ora asta, la Roma, s-au prezentat doi medici la care urmează să susțină acest concurs. De asemenea, vor fi scoase și alte posturi, vor fi publicate la concurs și în alte specialități. În prezent, în unitatea noastră, din cei 93 de medici, iarăși apare o diferență, ce vă spuneam, apărând un alt medic încadrat în perioada asta, ne putem mândri că avem 51 de medici primari, care în majoritatea dânșilor au dublă specialitate și toți cei 93 pot spune, dețin competențe în vederea aplicării metodelor moderne de tratare a pacientului. De asemenea, gradul înalt de pregătire al asistenților medicali se concretizează prin faptul că în prezent unitatea are încadrați un număr de 8 asistenți medicali cu studii superioare și un număr de 331 de asistenți medicali care au grad principal. De asemenea, unitatea se preocupă și de creșterea nivelului de pregătire a personalului de îngrijire prin organizarea periodică a cursurilor de noțiuni fundamentale de igienă. În acest context, comunicarea cu angajații și managementul resurselor umane constituie un element cheie al unei bune funcționare a acestei instituții. Managementul resurselor umane în Spitalul Municipal de Urgență Roman presupune atingerea unor obiective și indicatori de performanță care se reflectă direct în starea de sănătate a populației deservite de unitatea spitalicească. Așa cum am precizat anterior, managementul resurselor umane presupune mai multe fațete care pleacă de la stabilirea personalului necesar. Aici, l-am stabilit mai puțin cu posturile ocupate, bune funcționare a unității până la formarea continuă a personalului și, în ultimul rând, la dezvoltarea personală a angajaților. Strategia de resurse umane a organizației poate avea rezultatele scontate numai atunci când este elaborată și este urmărită de întreg personalul al organizației, când există o strânsă cooperare între managementul de vârf al instituției și managementul de resurse umane. Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman este preocupată de a veni în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă salariații și de aceea este receptivă la problemele invocate de către aceștia în chestionarele de satisfacție ale angajaților pe care le completăm din 6 în 6 luni. Trebuie luați în considerare factorii care afectează managementul resurselor umane, economici, demografici, sociali, politici, modificarea configurației RAM-ului. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Adabene! Vă rugăm să nu ne părăsiți încă. Am vrea să aducem în discuție o problemă de actualitate. Știți că foarte mulți angajați ai sistemului sanitar și în particular ai spitalului nostru aleg să profeseze în străinătate. Dacă puteți să ne spuneți ce impact are acest fenomen
asupra calității actului medical desfășurat în cadrul spitalului nostru. În primul rând că din Spitalul Roman ne putem mândri că n-au plecat foarte multe persoane să lucreze în străinătate. Dintre medici a demisionat în ultimii ani un singur medic care a ales să lucreze în străinătate. Acum avem un singur medic care este pe un concediu fără plată urmând, dar să sperăm să se întoarcă la noi. Iar în general asistenții medicali care au avut câte un an sau 6 luni de concediu fără plată pentru a lucra în străinătate, în momentul în care au revenit, au revenit cunoștințe mai avansate cu lucruri noi și au încercat să îmbunătățească, să aducă un suflu nou în activitatea spitalului când au revenit. În prezent nu avem decât încă 2 concedii fără plată pentru 2 persoane, personal de îngrijit, care sunt plecați în străinătate. Mulțumim. Asta înseamnă că actul medical în spitalul nostru nu este influențat semnificativ. Înainte de a trece la următoarea lucrare, aș dori să vă reamintesc că în mapa pe care ați primit-o la înscriere, la sosire, aveți un chestionar de feedback. Îl prezint aici și dacă doriți dumneavoastră să-l completați și fără semnături, este un chestionar anonim, și să-l lăsați la intrare la doamnele de la secretariat. Mulțumim frumos! La sfârșitul lucrărilor, da. Pe parcursul acestei zile sau în cursul zilei de mâine. Lucrarea dumnealui este foarte interesantă. Se numește Managementul Calității în Spitalul Public. Vă rugăm, domnul director. Da, așa cum spunea colega mea, doamna doctor Onu, fără voia mea, uitați că am reușit să mă bag în față, dar asta este, sper să mă ascultați cu atenție, chiar dacă nu neapărat era rândul meu. Lucrarea despre care o să vorbim astăzi, care am pregătit-o, este despre managementul calității în spitalul public. Ar părea o lucrare tehnică la prima vedere, dar am încercat să o prezint oarecum schematic. Am vrut să fie o lucrare oarecum ușor de digerat și să începem cu o întrebare. De ce calitate? Deoarece calitatea nu este niciodată un accident. Ea este întotdeauna rezultatul unui efort de inteligență. De ce calitate în sănătate? Din dragoste pentru cei aflați în suferință. Să încercăm acum să definim calitatea. Cred că fiecare dintre noi, dacă facem un minim efort, putem găsi imediat o definiție a calității, dar cred că această definiție pe care a găsit-o Henry Ford este pentru mine specială, deosebită, am zis eu. Calitatea înseamnă să muncești bine atunci când nimeni nu te supraveghează. Într-adevăr, da, e o definiție foarte interesantă. Eu am găsit în această definiție 2 lucruri foarte importante. Calitatea privită ca responsabilitate și totodată calitatea privită ca un mod de viață. Dar să ne apropiem de sistemul sanitar, să vedem care ar fi dimensiunile calității în sistemul de sănătate. Calitatea în sănătate cuprinde calitatea profesională, calitatea din punct de vedere al pacientului și managementul calității totale. Acestea ar fi dezvoltate astfel. Calitatea profesională, faptul că serviciul medical trebuie să îndeplinească cerințele standardelor medicale specifice. Calitatea percepută de pacient este ceea ce așteaptă pacientul să obțină de la serviciile medicale din spital. Iar managementul calității totale este cea mai eficientă metodă de performanță a calității serviciilor medicale. Ce reprezintă sistemul de management al calității spitalului? Cum putem identifica, cum îl putem vedea ca un mix între calitatea internă și calitatea externă? Calitatea internă, care este centrată pe pacient, este realizată prin salariați, necesită o performanță și o pregătire a salariaților, este evaluată prin eficacitate și eficiență.
Iar aici știm foarte bine că la nivelul spitalelor există o structură de management a calității care tocmai menirea asta o are, de a monitoriza, de a implementa, de a coordona și de a perfecționa tocmai sistemul de management al calității din spitale. Calitatea externă este evaluată de o terță parte, un organism de acreditare a spitalelor sau de un organism de certificare. Aici, dacă ne oprim puțin, cred că cea mai cunoscută structură este ANMCS-ul, vechiul CONAS, Agenția Națională de Management al Calității în Sănătate. Am putea spune un baobab al sistemului sanitar românesc, baobab cu care ne-am întâlnit și noi anul trecut și pe care l-am învins. Și iată că astăzi suntem un spital acreditat și nu oricum, un spital acreditat cu nivel mare de încredere. Chiar dacă în momentul de față, știți, regulile s-au schimbat, doar spital acreditat și spital neacreditat, noi ne mândrim că am reușit să luăm un număr foarte mare, aproape 96% din indicatori îndepliniți. Care este elementul generator de progres al calității serviciilor medicale? Iată că un sistem al calității nu trebuie doar implementat. Un sistem al calității trebuie să fie mereu perfecționat. Un sistem al calității trebuie să fie eficient. Astfel, pentru a putea vedea această eficiență, trebuie să folosim o anumită abordare. O abordare profesionistă. Abordarea bazată pe proces. Și aici v-am explicat-o într-o schemă logică, ușor de înțeles, ca fiind intrările, procesul, ieșirile, feedback-ul pacienților care ne determină nouă corecțiile și îmbunătățirile, iar în final progresul, ceea ce ne dorim și noi, să fim eficienți. Ce reprezintă fiecare din această componentă? Intrările, pacienții, salariații spitalului, materialele, dotările, spațiile pentru desfășurarea activității, procesul, sisteme de organizare a activității, cultura organizațională, investigații, diagnostic, tratament, iar ieșirile, starea clinică a pacienților, costurile, satisfacția pacientului. Aș vrea să mă opresc aici asupra a două elemente foarte importante, iarăși din punctul meu de vedere. E vorba de pacient și costuri. De ce? Atât pacientul, cât și costurile reprezintă principalele elemente ale eficacității și eficienței unui sistem sanitar. Pentru a evalua calitatea sistemului medical, nu putem face decât urmărind eficiența și eficacitatea acelui sistem. Bineînțeles, avem un sistem, îl perfecționăm, îl modernizăm, îl monitorizăm, dar ce ne dorim să obținem prin îmbunătățirea funcționării acestui sistem de management? Ne dorim profesionalism, ne dorim performanță și recunoaștere din partea pacienților, din partea aparținătorilor, din partea furnizorilor, prestatorilor de servicii, colaboratorilor, instituțiilor cu profil medical și, nu în ultimul rând, autorităților. Autorități care, așa cum știți, sunt autorități locale, autorități centrale, unde unora suntem și noi subordonați. Și ce e nou în acest moment, observăm că toate autoritățile locale au devenit mult mai atente. Mult mai atente la ce? La calitate, la eficiență și la eficacitatea sistemului. De ce? Pentru că ele finanțează aceste sisteme. Și depinde foarte mult, de multe ori, finanțarea sistemului sanitar de eficiența și eficacitatea lui. Un alt aspect care nu aș vrea să-l trec și îl precizam și anterior, e vorba de recunoașterea din partea pacienților. Cred că, din punctul meu de vedere, asta e cea mai importantă problemă. Pacientul, așa cum îl văd eu cel puțin în momentul de față, este un pacient, în momentul de față, informat. Un pacient care are drepturi. Este un pacient care în momentul de față nu prea mai are încredere și nu agrează sistemul medical. Sistemul și personalul din sistemul medical. De aceea, datoria noastră, datoria celor care lucrează în sistemul calității, datoria noastră care lucrăm în sistemul medical,
este să schimbăm percepția pacientului. Să schimbăm percepția pacientului asupra sistemului și asupra noastră, ca oameni, ca persoane, ca oameni implicați în sistemul sanitar. Vedeți, pacientul, așa cum spuneam, este foarte bine informat. El se informează pe internet, își pune diagnosticul foarte bine, vine la medic, se prezintă doar pentru a se consulta sau a primi o confirmare din partea medicului că diagnosticul care l-a văzut el pe internet este bun sau mai vrea o altă opinie. Nu. Trebuie să ne implicăm. Trebuie să ne implicăm cu toții. Trebuie să schimbăm percepția atât față de spital cât și față de sistem. Nu este greu. Nu este... este foarte greu, scuzați. Dar trebuie să ne unim eforturile. Activitatea pe care o desfășurăm noi ne dă dreptul să credem că putem schimba acest lucru. Ceea ce facem noi este un lucru deosebit. Un lucru foarte dificil. Așa cum vedeți, datorită particularităților obiectivului muncii, activitatea medicală, spre deosebire de alte activități, nu permite rebuturi. De aceea este cu atât mai important un sistem al managementului calității serviciilor medicale performant, aplicat și foarte bine ancorat în realitate. Asigurarea calității poate costa, dar costurile non-calității sunt cu siguranță mult mai mari. Ce procese vrem să îmbunătățim în spitalul nostru? Sigur, dacă vrem să avem un sistem performant, mereu toate procesele. Procesele care vizează activități medicale, investigații, diagnostice, tratament, cât și procesele care vizează activități din cadrul tuturor structurilor funcționale. Cum facem acest lucru? Doar cu metode specifice, cu metode profesioniste specifice managementului calității, cum este și ciclul DEMI. Acesta cuprinde mai multe etape, cum ar fi planificarea, realizarea obiectivelor planificate prin activități, prin resurse, desfășurarea activităților, elaborarea și implementarea de reguli, controlul prin monitorizare și evaluare periodică și îmbunătățire în aplicare de măsuri corective și preventive. Avem un sistem al calității bine pus la punct, avem o strategie bine gândită. Ce urmează? Care este țelul nostru? Obiectivul nostru strategic. Obiectivul nostru strategic este să fim până la sfârșitul anului 2020 spitalul cel mai performant din județul Neamț. Ce ne împiedică să nu atingem acest obiectiv? Absolut nimic, dacă într-adevăr credem că țelul nostru este cel bun. Dar mai sunt două întrebări la care trebuie să răspundem. Cum realizăm acest lucru? Împreună. Doar împreună. Împreună urnim și munții din loc. De ce? Pentru că nouă ne pasă. Vă mulțumesc! Foarte frumoasă prezentarea dumneavoastră, domnule director. Vrem să vă întrebăm dacă în momentul de față dumneavoastră considerați că putem vorbi de un management al calității în spitalul nostru. Mulțumesc întrebare. Da, numai dacă m-aș gândi la aspectul amintit anterior că am trecut printr-un ciclu de acreditare împreună cu colegii mei, cu echipa managerială, cu toți colegii din spital și am reușit să ne situăm la un nivel ridicat al calității serviciilor așa cum au fost evaluate de către evaluatori, cred că da. Cred că acest sistem îl perfecționăm din ce în ce mai bine. Avem deja în structură, acea structură pomenită de managementul calității serviciilor medicale, suntem pe drumul cel bun. Și eu vă mulțumesc pentru sprijin și pentru efortul pe care îl faceți. Mulțumesc, domnule director. Am rezolvat între timp problema tehnică. Ne cerem încă o dată scuze față de doamna doctor Pănânceanu și o invităm să ne prezinte incitanta dumneaei lucrare. Sunt medic șef de secție, sunt manager sau lider? Dumneavoastră, ce credeți? Să-mi spuneți la sfârșit. Sper că v-a plăcut imaginea de dreapta. M-am întrebat de multe ori, să știți. Și tehnica.
M-am întrebat de multe ori ce sunt, manager sau lider. Cred că am avut momente în care am fost mai mult manager, alte momente în care am fost poate numai lider. Dar spre sfârșit veți înțelege că este important să fim de ambele. Dar arta este de a le combina. A ști să aplici arta managementului prin viziunea de lider înseamnă să ai drumul asigurat spre succes. Și asta ne dorim toți și toți cei care suntem cei care coordonăm o anumită activitate, mai mare, mai mică, pornind de la, zic eu, activitatea noastră de acasă. Ce este medicina? Este știința și conștiința încălzite de iubire față de oameni, așa a considerat Iuliu Hațeganu, un mare profesor de medicină internă, mi-a plăcut foarte mult. Ce este managementul? Este știință sau artă? Este arta artelor, întrucât are în vedere dirijarea talentelor oamenilor. Vă regăsiți în această postură? Acum să revenim la chestii mai concrete și să încercăm să definim ce înseamnă managementul, ce înseamnă leadership-ul și ce le deosebește și ce le aseamănă. Managementul înseamnă a determina, a realiza, a-ți asuma responsabilitatea, a dirija. Este un proces de fixare, de atingerea unor obiective. Eu aici le-am spus a obiectivelor secției, pentru că din acest punct de vedere vorbesc, cu ajutorul unor funcții specifice. Cred că în fiecare zi, toți cei care suntem șef de secții, ce facem? Planificăm, desfășurăm o anumită activitate, poate mai uităm câteodată să facem control și ar trebui să facem permanent și, de ce nu, să îmbunătățim permanent activitatea. Management înseamnă idea, plan, action. Da? Ce spuneam și anterior. Ce trebuie să planific în calitatea mea de șef de secție? În primul rând să realizez obiectivele și care ar fi aceste obiective, să îmbunătățim calitatea serviciilor medicale, ceea ce ne spunea și domnul director anterior, oferite pacienților de către personalul medical al secției noastre. Cum și ce utilizând? Utilizând adecvat resursele secției, care ar fi acestea, în primul rând resursele umane, nu în ultimul rând cele materiale și cele informaționale. Iată unul din obiectivele secției de medicină internă pentru acest an. Care ar fi obiectivul, așa cum l-am gândit eu, creșterea performanței actului medical la nivelul secției de medicină internă. Știți că atunci când am lucrat acele dosare pentru acreditare, a trebuit să lucrăm pe acești indicatori de performanță. Am scos și eu aici câțiva, care pot părea așa mai seci, dar cred că i-am urmărit la nivelul fiecărei secții. Și în final am să spun mai pe scurt, în care sunt acești indicatori de performanță, îi urmărim permanent, să avem cât mai puține erori de diagnosticare a pacienților, cred că ne dorim toți medicii, să avem mai puține evenimente cauzate de erori de medicație. Statele Unite stă foarte bine aici, locul întâi la decese este datorită erorilor de medicație, din păcate, dar nu de medicație în sens că medicul nu a pus diagnosticul corect, ci că medicația are o mulțime de efecte secundare. O putere scăzătoare a evenimentelor cauzate de erori de monitorizare a evoluției stării de sănătate a pacienților și aici deja implicăm și celelalte categorii de salariați și de personal. Pondere scăzătoare a erorilor de efectuare a îngrijirilor medicale a pacienților internați în secția noastră, pondere scăzătoare a pacienților reinternați. Ne interesează foarte mult și dacă avem puțini pacienți reinternați, înseamnă că i-am tratat bine prima dată și ei nu s-au mai reinternat. Da? Cineva dă un pic din cap? Poate da, poate nu. Ponderea scăzătoare a ratei de mortalitate a pacienților decedați. Aici vreau să vă spun că noi n-am stat foarte bine. Și de ce n-am stat foarte bine? Am analizat și noi de ce avem o mortalitate mare pe medicină internă, mai mare decât o medie acceptată pentru o secție de medicină internă la nivelul unui, o medie națională la nivelul unui spital municipal de urgență. Iarăși revin la un număr mare de pacienți oncologici, la pacienți care vin, deci cu patologie cronică, care vin extrem de târziu și de compensați. Pacientul este altul decât acum 5-10 ani, așa cum ne spunea și directorul, dar aici eu n-aș spune că este informat, eu spun altfel, pacientul și aparținătorii sunt altfel. Poate se acceptă mai puțin
a acorda ultimele îngrijiri într-o stare de sănătate precară, în stările terminale, deci familia nu mai acceptă să îngrijească pacientul la casă și de aceea cred că toți avem o rată de mortalitate crescută pentru că îngrijim și pacienții terminali. Și în acest sens mi-a plăcut hotărârea conducerii de a duce până la bun sfârșit o inițiativă mai veche, aceea de a avea și noi un compartiment de îngrijiri paliative care ne va rezolva atât probleme de satisfacție a pacientului, așa cum spunea directorul, dar și de costuri pe secție. Da? Și în ultimul rând să avem mai puține infecții nosocomiale produse și înregistrate la nivelul secției de medicină internă. Noi nu înregistrăm pentru că nu este profilul specific, dar totuși ne dorim să avem mai puține infecții nosocomiale și cred că în primul rând ne dorim cele care sunt să le raportăm și să le rezolvăm corect. Acum, ce înseamnă pentru mine ca medic șef de secție funcția în desfășurare? Ce ar trebui să știu? Ar trebui să știu să concep reguli care să asigură organizare eficace a tuturor activităților. Ce a făcut CONAS-ul pentru noi și toată activitatea, eu zic că a făcut și un lucru foarte bun, deși mulți dintre noi am strâmbat de nas și am comentat, pentru că așa facem în primul rând când trebuie să facem o schimbare, întâi comentariile și după aceea suntem de acord cu schimbarea. Am aplicat niște reguli și să știți că dacă admirăm ceva la spitale din afară, admirăm aceste reguli, deși noi n-am prea fost de acord să le aplicăm și la noi. Chiar dacă medicina apare un lucru așa diferit de la pacient la pacient și că, într-adevăr, tratăm pacienți, nu tratăm boli, totuși regulile sunt foarte importante și cred că la nivelul fiecărei secții trebuie să avem reguli și noi să fim acei care le urmărim implementarea lor și controlăm. Personal trebuie să știe să transmit în mod adecvat personalului aceste reguli, da? Și nu în ultimul rând să mă asigur că aceste reguli au fost corect înțelese de cei care trebuie să le aplice. Mai mult, trebuie să monitorizez. Monitorizez activitățile medicale și cele administrative, da? Managerul secției, șeful de secție nu este doar un medic, este și o persoană care administrează din punct de vedere administrativ tot ce se întâmplă în secție. Să monitorizez cum se respectarea regulilor de conduită etică, un sistem de relaționare. Aici să știți că avem mari probleme și este una din cauzele de insatisfacție, scăderea satisfacției pacienților și aparținătorilor, dar de ce să nu spunem și a satisfacției noastre în munca de zi cu zi. Și avem așa acel gust amar cu care plecăm acasă uneori sau mai des, pentru că lumea s-a schimbat. Și nu întotdeauna suntem dispuși și toleranți să acceptăm aceste schimbări. Da? Pacientul cu internetul, noi cu cărțile, cu tratatele și cu bunul sens medical și cu metodele noastre. Câteodată nu se pun cap la cap. Și trebuie să evaluez periodic. Ce să evaluez? Tot ce se desfășoară în secția noastră. Ce trebuie să înțeleg prin funcția de îmbunătățire? Nu putem merge mai departe dacă nu îmbunătățim, evident, este una din lucrurile esențiale în management. Trebuie să știu să analizez în mod obiectiv concluziile care au rezultat din monitorizarea și evaluarea activităților desfășurate pentru a putea ce? Să decid anumite măsuri care să asigure în permanență o îmbunătățire a calității serviciilor medicale. Ce ar mai trebui să stea la baza stabilirii unor măsuri eficace și eficiente a secției de medicină internă? Concluziile analizelor SWOT. Poate nu mulți dintre dumneavoastră știu ce înseamnă o analiză SWOT. Mie, când am lucrat la planul de management și la planul strategic al spitalului, mi-au plăcut foarte mult aceste lucruri și cred că fiecare dintre noi, eu am făcut o paralelă între activitatea de acasă și activitatea de la spital și activitatea secției. Ce înseamnă analiza SWOT? Se identifică care sunt punctele tari, care sunt punctele slabe, care sunt oportunitățile și amenințările. Și ca să mergem mai departe, sigur, trebuie să pornim de la niște date concrete. Și am zis, întâi ce avem tare, nu? Cu asta să ieșim în față și mai puțin cu punctele slabe. Cu ce periodicitate ar trebui să facem astfel de analize? Trimestrial, minim. Eu am zis așa, cam la 6 luni, de fapt, nu este greu din 3 în 3 luni să evaluăm. Încă avem un ritm mai lent, așa, la implementarea schimbărilor. Și am scos câteva din punctele forte, repet, ale secției noastre. Dacă mai găsiți și altele, nu care cumva să tăiați ceva de aici, da? Dacă mai găsiți dumneavoastră și altele, m-aș bucura, da? Personal cu înaltă calificare și performanță profesională. Sunteți de acord la medicală? Da.
condiții deosebit de bune de cazare pentru pacienți. Ați văzut ce ne-a arătat doamna manager? Chiar avem o secție frumoasă. Comunicare eficace cu laboratorul de analize în ceea ce privește analizele de laborator solicitate. La ce m-am referit? Acea comunicare online, știu foarte repede un rezultat și repede ce înseamnă? În câteva ore, poate două, poate trei, poate câteva minute și pot să iau o decizie mai repede. Important. Nu cred că toate spitalele au această posibilitate. A fost o bifă în grila noastră. Posibilitatea să administrez medicamente, tratamente complexe pentru cazurile grave. Aici, să știți că mi-a plăcut să scriu această frază și am făcut așa un remember cu ani de zile în urmă, cum tratam, ce tratam. Acum, de ce să nu spun? În perioada în care am fost manager, am încercat să aduc și eu plus valoare pentru secția mea. Cred că fiecare manager face pentru secția lui și mi se pare de bun simț pentru un anumit punct. Suntem legați de secția noastră, oricum am fi, ca de un cordon umbilical. Și atunci am zis așa, ce nu este în farmacie, ce nu pot eu trata, care este ponderea cazuistice. Și atunci împreună cu doamna farmacistă și cu directorul medical am făcut câteva schimbări care au rămas, pentru că au fost schimbări în bine și ne-au permis să tratăm cazurile grave și cazurile la care noi nu prea aveam succes înainte, da? Și îl consider un punct foarte al secției noastre. Procent foarte scăzut de pacienți dirijați pe clinicile universitare, da? Așa este. Poate cu mici excepții ale unor patologii de supra-calificare, supra-specializare, restul reușim. Este aici domnul Puiu Sârbu, puțin, foarte puțin pacienți, pentru că sunteți din Piatra Neamț și știți patologia de acolo și specialitățile și tot, foarte puțin pacienți trimitem spre Piatra Neamț. Adică ne considerăm egali în ceea ce privește competența profesională a secției. Au venit și punctele slabe. Număr insuficient de personal specializat în gastroenterologie. Am avut aici o colegă care a plecat în străinătate din motive personale, s-a căsătorit și lucrează în Suedia. Cred că aici am mai putea lucra, adică am putea face lobby să avem un coleg un specialist în gastroenterologie, care a fost amenințarea și este întrucâtva, dar nu o considerăm chiar atât de mare, o frână în realizarea unui management performant al cazurilor de afecțiuni gastroenterologice. Cum? Sigur. Și vă spun ce mai ajută. Ne-au provocat cazurile pe noi ca medici. Am participat eu personal. Am participat la tot ce înseamnă conferință națională, simpozion național, update în gastroenterologie și ne-am pus la punct. Un singur lucru eu personal nu fac, acele investigații care se numesc endoscopie și colonoscopie. Dar tot ce a însemnat patologie, o investigație de altă natură, o investigație biochimică, un tratament mai special, eu zic că am adus niște idei de acolo și cât am putut am implementat. Alt punct slab, care zic eu că este al nostru, al tuturor, și legat și să nu vă supărați de acest slide, da? Investigații laborator și imagistice, deci investigații complexe care nu pot fi efectuate în spital. Aici eu am să o trag pe torta mea. Un internist bun nu poate să fie bun și performant dacă nu are un laborator performant imagistică, pentru că trebuie să facă să pună piesele pe un puzzle și să rezolve acel puzzle. Și cazurile ați văzut și la dumneavoastră, sunteți colegi de toate specialitățile. Sunt mai înapoi, dar nu mai seamănă cu ce am învățat. Și atunci, într-adevăr, nu poți să faci numai cu un basic biochimic, dar poți să faci investigații mai speciale. Și chiar dacă cazurile spectaculoase sunt puține, totuși acelea ne aduc cele mai mari satisfacții și de ce nu? Fiecăruia dintre noi îi place să-i spună Iașu, diagnosticul pe care l-ai postul la Roma, l-a avut pacientul și la Iași, nu? Ați pățit acest lucru și ne-am simțit bine așa la suflețe. Deci, care sunt amenințările? Necesitatea trimiterii pacientului în afara spitalului. Ceva s-a mai rezolvat. Mai putem face niște investigații la un alt laborator, contract cu laboratorul nostru. Da. Se întârzie stabilirea unui diagnostic medical. Aici ne doare și iarăși vin problemele de management a calității și vin problemele de costuri. Da, zile, număr mediu de zile de spitalizare, costuri, ceea ce nu stăm întotdeauna foarte bine. Întârziere, stabilirea conduitei terapeutice adecvate. Ați pățit? Sigur, fiecare dintre noi, risc de agravare a stării de sănătate, cred că asta ne doare cel mai mult. Da? Este cea mai rea amenințare. Am trecut aici la puncte slabe și consider acest slide. O să vă determin și mai mult să apăsați cu
pe accelerație, da? Pentru că este un lucru bun pentru toți, este un lucru bun pentru orașul nostru, în primul rând pentru pacienții noștri, și am considerat ca punct slab lipsa unui compartiment de îngrijiri paliative. Simțim frecvent acest lucru. Care au fost amenințările? Multe. Am scos câteva dintre ele. Îngrijirea acestor pacienți este efectuată în saloane, în saloanele secțiile aolaltă cu ceilalți pacienți, ceea ce generează stări de teamă ale pacienților internați și care nu au afecțiuni specifice stărilor terminale. Mi s-a întâmplat, cred, acest lucru, da? Iarăși în satisfacția, scăderea satisfacției pacientului și a aparținătorului. În plus, datorită acestei categorii de pacienți internați, cum am spus anterior, crește mult rata de mortalitate, da? Deci, prin contractul de management al meu cu managerul spitalului, nu stau bine aici, da? Încă am o rată crescută de mortalitate. Creșterea costurilor, iarăși, da? Îngrijim pacienți de cu toată altă natură. Și de ce să nu recunoaștem? Nu avem resurse umane și materiale destinate îngrijirii speciale a acestor pacienți. În calitatea mea, totuși, de medic șef de secție, ce înseamnă să fiu un bun manager? Ce trebuie să fiu eu capabil să fac? Să planific? Deci am văzut analiza SWOT, ați înțeles cum am gândit. Cred că fiecare de noi putem gândi și de acolo să ne scoatem viziunea, misiunea și ce avem noi de făcut mai departe. Deci trebuie să fiu capabil să planific, să coordonez, să organizez, să coordonez și să controlez activitățile, să fiu capabil să iau decizii corecte și să știu cum să gestionez eficient sistemul de valori al personalului. Aici e un punct la care putem lucra foarte mult fiecare dintre noi și ține de eu-ul din fiecare. Vreau să fiu un manager performant, știu eu oare care sunt principiile pe care trebuie să le aplec zi de zi, care sunt principiile de bază. Respectă tu însuți normele impuse subalternilor tăi. Tratează subordonații așa cum tu însuți ai vrea să fii tu tratat. Stabilește de la început în mod clar atribuțiile fiecărui subordonat și comunică-le. Multe probleme am avut legate de acest punct. Comunicare, respectă regulile. Atenție la fișa postului, ce scrim acolo, ce se întâmplă în teren, iar ne întoarcem la fișa postului, am prevăzut noi oare și situația. Toată lumea, știți, când se întâmplă ceva, mergem în urmă și analizăm și atunci se mai dărâmă situațiile. Fii inflexibil în privința principiilor, dar fii suplu în forma de abordare sau de aplicare acestora. Aici ar trebui să întreb colaboratorii, sunt sau nu? Îmi vor răspunde în particular și după prezentare, sper. Care sunt principiile de bază ale unui manager performant? Să nu confunzi obligația de a fi imparțial cu spiritul de dreptate. Greșim și aici câteodată. Respectă demnitatea și personalitatea fiecărui subordonat. Deci la serviciu avem prieteni, avem colaboratori. Chiar dacă unii, poate pentru unii avem ceva mai special, acest lucru niciodată să nu se vadă, cum avem și pentru pacienți. Vi s-a întâmplat? Sunt pacienți pentru care am venit de acasă la 3 noaptea. Sunt pacienți pentru care am venit numai de la 8 la 1. Asta este. Pentru a fi înțeles și ascultat, trebuie să știi să comunici. Eu zic, comunicarea este într-adevăr o artă. Unii o avem mai mult, mai puțin, dar o putem perfecționa. Respectă-ți întotdeauna cuvântul dat. Eu personal țin foarte mult la acest lucru și îl consider baza unor relații firești pline de respect între noi. Încearcă să te pui în locul subordonatului tău pentru a-l putea înțelege cât mai bine. Aici aș mai completa, încearcă să te pui în locul familiei și a pacientului pentru a-l putea înțelege cât mai bine. Și colaborarea unui subordonat câștigată pe termen lung este mult mai valoroasă decât supunerea lui. Deja intrăm pe alt teren aici și ne depărtăm de managerul din noi și vedem că pentru a fi un bun manager trebuie să fii și un lider. Deci întrebarea ar fi, este de ajuns să fii un manager performant pentru a fi un bun medic șef de secție? Categoric nu este suficient și lipsește un element esențial. Să știu și să aplic utilitate pentru secție, ceea ce reprezintă noțiunea de leadership. Și haideți să trecem în câteva cuvinte și peste acest lucru. Poate aș fi putut începe prezentarea cu leadership, dar cred că noi lucrăm în spital de stat, noi suntem manageri de spital, suntem manageri de secții și cred că doamna Agape nu ne-a selectat pe bază de abilități de leadership. O să provocăm pe doamna Agape, poate într-o viață viitoare, să facă o altă reformă de recrutare a resurselor umane și vorbeam în pauză dacă un director de resurse umane al unui spital privat acționează la fel ca doamna Agape,
există aceleași reguli, aceeași legislație sau se mai uită și pe aceste slide-uri și le aplică. Eu, dacă aș fi, m-aș duce întâi la astea și după aceea la celelalte. Leadership-ul este arta de a imobiliza pe cei din jurul tău să lupte pentru niște aspirații comune. Să știți că este extrem de greu. Extrem de greu. Nu poți fi lider și să le ceri altora să te urmeze decât dacă știi la rândul tău să îi urmezi. Deci leadership înseamnă în final influență. Dacă nu influențăm și nu oricum și nu spre orice, da? Spre bine. Poate mai sec câteva cuvinte, înseamnă a influența, a ghida oamenii într-o anumită direcție spre o anumită acțiune. În zilele noastre, eu zic, este extrem de greu pentru că și oamenii sunt altfel și se lasă greu conduși spre o anumită direcție și acțiune. Este un proces de mobilizare, de încurajare și antrenare a oamenilor. Ați făcut acest lucru cu oamenii dumneavoastră? Mai obosim, să știți, o luăm de la capăt și antrenăm și iarăși antrenăm, astfel încât aceștia să contribuie cu ceea ce este mai bun în realizarea obiectivelor dorite. Știți unde am experimentat eu personal acest lucru? În toată vara trecută în care am lucrat pentru a obține acreditarea. Aici am văzut foarte multe lucruri și să știți că am câștigat pentru că am comunicat, am mobilizat. Și cu ocazia asta am cunoscut, iar și-am făcut analiza SWOT, dacă pot să spun, a personalului. Punctele slabe, punctele forte, unul e bun la ceva, unul e bun la altceva, dar împreună suntem buni și suntem cu atât mai buni. Deci ceva efect de la doamna farmacistă, efect aditiv sinergic. N-am avut 1 plus 1, fac 2, 1 plus 1 la noi, secția a făcut 5, da? Leadership-ul se ocupă de aspecte interpersonale ale muncii, de asta e așa de frumos. În timp ce planificarea, organizarea și controlul, care nu ne place deloc, țin de aspectele administrative, deci de manager. Leadership-ul joacă un rol deosebit de important în munca unui manager. Ce înseamnă să fiu lider? Să-mi pot imagina cum va arăta această secție medicală peste 3 ani? Ar trebui să o facă și managerul, dar liderul o face așa, dinăuntru, zi de zi. Este treaba lui. Să gândesc ca un lider, să văd ce se întâmplă acum, să analizez, să concep soluții, să adopt un stil de lideriat, să fiu axat pe subordonat, nu pe mine, da? Deci este mare diferență, să fiu participativ și centrat pe viitor și să aplic principiile comportamentului organizațional. În primul rând, să influențez comunicarea internă. Aici avem mult de lucrat, dar să știți că dacă lucrăm aici, rezultatele sunt de durată și cu foarte bune. Și să influențez în sens pozitiv personalul medical al secției și, în ultimul rând, să gestionez schimbarea. Avem oare aptitudini și abilități de bun comunicator? Este esența. Ce ar trebui să fac eu acum, ca medic șef de secție, ați văzut ce ar trebui să fac ca și manager, pentru a avea și calități de lider? În primul rând, să fiu un agent al schimbării, în sensul constructiv, să fiu vizionar, viziunea mea să placă, să fie în acord cu ceea ce gândesc și ceilalți despre ceea ce trebuie să fie o secție frumoasă, bună și eficientă de medicină internă, să pot articula ideile mele cu ale celor din structura medicală pe care o conduc, nu trebuie să fiu de unul singur acolo ca un vultur, da? Să-mi cultiv și să-mi dezvolt continuu aptitudinile și abilitățile de comunicator. Care ar fi declarația de viziune pentru secția mea? Eu transmit acum doamnei manager în premieră. Secția de medicină a Spitalului Municipal de Urgență Român se devine județul Neamț până la sfârșitul anului 2018, cel mai valoros exemplu de performanță medicală. Eu am spus așa, pe o anumită ramă, în tratarea afecțiunilor complexe și severe. Și eu cred că aici vorbesc, îmi cer scuze cu colegii, cele mai frumoase și mai provocatoare sunt cazurile grele. Da, sunteți de acord. Și suntem spital municipal de urgență, nu suntem spital de cronici, deci obiectivul nostru este să tratăm afecțiuni complexe și severe. Complexe și severe și, din păcate, sunt din ce în ce mai multe. Ca să pot atinge acest țel îndrăzneț, am zis eu, iată ce obiectiv strategic mi-am propus să realizez până la sfârșitul anului 2018. Aici iar mă duc la pacient, da? În centrul activității noastre, să pacientul, evident. Gradul de satisfacție a tuturor pacienților tratați de afecțiuni complexe și severe să fie în totalitate unul superlativ. Care ar fi dilema întrebărilor liderului medic șef de secție? Întrebări pe care ar trebui să mi le pun în permanență și la care să am răspunsuri eficace pentru secția de medicină internă. Ce reușesc eu să fac acum bine? Ce vreau eu să fac cel mai bine, care sunt aspirațiile colegilor mei, deci iarăși revin, comunicare, colaborare, nu sunt de una singură în secție,
Ce ar trebui să fac eu pentru a-i ajuta să-și realizeze aceste aspirații, deci grijă de celălalt, dacă și ceilalți colegi și colegii, mă refer numai la medici, tot personalul va fi motivat, mă va urma și vor urma acea viziune a mea și care sunt aspirațiile personalului de îngrijire, sunt persoane extrem de importante și să știți pe pacienți, de cele mai multe ori nu deranjează când există un anumit medicament sau o metodă de investigare, îi deranjează o atitudine, o vorbă. Da? Deci țin foarte mult de aceste lucruri. Ce ar trebui să fac eu pentru a-i ajuta să-și realizeze aceste aspirații? Și în final, a conduce ca un lider înseamnă a te dedica unei idei, unui vis, unei viziuni despre ce se poate întâmpla. Și iată liderul. Este o persoană pozitivă, veselă. Sper și eu să fiu la fel, să rămân la fel. Chiar dacă prin trecerea timpului s-au schimbat multe. Vă promit să avem o secție de medicină internă, nu frumoasă. Nu frumoasă, poate cum înțelegem mulți dintre noi, pereții să arate bine, să avem niște oameni sănătoși, sănătoși personal, să fie sănătos, sănătos fizic, psihic și sufletesc și să punem toate, toate în această activitate, toate și împreună, fizic, psihic și suflet. Vă doresc multă sănătate și să nu fiți pacienții secției de medicină internă. Mulțumim mult, doamna doctor, extraordinară lucrare. Da. Dăm cuvântul domnului doctor Armătescu. Da, nu, n-am întrebări, am comentarii, o lucrare excepțională. Se pare, Cătălina, că suntem deja printre cei mai în vârstă șef de secție, foști directori. Da. Vreau să adaug poate două lucruri. Un lucru legat de un raport deosebit. Cred că un lider trebuie, mă rog, un manager. Eu merg pe ideea de prietenie, nu cred că chirurgia are și alte aspecte particulare legate de formarea echipei și de acțiunea echipei în momentul operației. O bună cunoaștere a subalternilor. Eu cred în team building și eu tot timpul în secție am încercat prin comunicare să-mi cunosc. Aproape după atâția ani îi știu când sunt supărați, îi știu când dau o problemă. Mă îngrijorează ideea de a intra în operație cu o problemă care să-i apese, care să-i macine. Chirurgia de urgență este o chirurgie de minte clară, mână rece. Starea psihică influențează foarte mult lucrul ăsta. Un lider trebuie să fie și un bun psiholog. Un alt aspect la care țin foarte mult este prezența tinerilor. Eu spun că vei avea aceeași problemă în momentul în care se schimbă o generație, pentru că pleacă totuși niște colegi la pensie și vei avea niște tineri pe care va trebui nu numai să-i impui într-un sistem de reguli, dar să-i și cunoști, să-i și... Știți ce înseamnă? Numai puțin să-mi termin ideea. De fapt, eu în secția de chirurgie n-am crescut niciun chirurg. Pentru că ei au venit foarte bine pregătiți, eu n-am făcut decât să le asigur ceea ce o floare are nevoie să crească, să aibă pământ, să urut, apă, adică nu ceva cu totul deosebit. Când îți intră un tânăr în secție, ori închizi aparatele și îl suprimi, ori din potrivă îl folosești ca trampolină. A fost doctorul Molodoi și s-a specializat în endoscopie intervențională, ia fuga și eu la fundem să fac același lucru. Vedeți, prezența unui tânăr este de fapt o trambulină pentru lider, pentru că își dă seama că în fiecare moment trebuie să se ridice la cel mai înalt grad de pregătire profesională al oricărui din subalternii lui. Mai mult decât atât, uite, am un rezident în secție, care ultimii trei ani din rezidențiat a venit din propriu, nu e al nostru, a venit din proprie inițiativă să lucreze. Doctorul Sescu este un om cu totul deosebit. Faptul că fiecare zi am contact cu el, că intru cu el în sală, îmi dă o altă energie de a face lucrul respectiv. Deci, cred că există reguli și cred că există un substrat care ține de profunzimea, cum să spun eu, de percepere a ceea ce faci. N-am considerat niciodată că se poate altfel decât într-o
echipa adevărată să pui mâna pe bisturiu și să operezi în 2, 3 sau 4 oameni. Este o relație care puțini o au. Când simți că mâna nu mai este atât de tare după 2-3 ore, să ai alături pe cineva care să te sprijine. Satisfacția mea cea mai mare este că dacă mâine părăsesc secția de chirurgie, am oameni în urma mea care oricând îmi pot lua locul cu aceeași valoare și cu fără să se simtă vreo... Acesta, de fapt, este, cred eu, rolul unui șef de secție. Să creeze condițiile pentru ca toți ceilalți să-și îndeplinească maximum din ceea ce pot ei face. Foarte bună. Știu. Hai să-ți spun cum fac eu așa, leadership dimineața. Beau cafele, la noi la medicală toată lumea știe, să bea cafea pe rupte. Beau cafele cu toată lumea. Deci ce înseamnă toată lumea? Toate fetele. Da? Toate fetele și așa ne cunoaștem și așa știm ce s-a întâmplat aseară, ce probleme ai tu, deci exact ce ziceai. La noi secția este mai mult, 90% și 100%, numai doamne. E greu. E mai ușor. Așa cred. Și noi spunem despre voi, e ușor la voi. Da. Fiecare avem specificul nostru. Ne dorim să colaborăm, să colaborăm. Că în final, ce contează? Ne-am mai certat noi azi mâine, dar ce facem pacientului, cum pleacă și care este imaginea, nu a secției, ci a spitalului. Da? Și cred că fiecare, sau pe fiecare din noi ne-a durut când auzim la o coadă un comentariu nu tocmai pozitiv, da? Despre ce se întâmplă în spital. Dar fiecare, dacă punem o bucățică și de suflet și mai multă toleranță și o comunicare eficientă, nu bună, eficientă, pacientul să înțeleagă exact ce avem, ce i-am spus și ce se întâmplă cu starea lui de sănătate, să știți că nu eram, tu, Dani, nu știu, hai să ne aducem în aminte. Chiar dădeam noi pacienților și aparținătorilor atât de multe date despre starea lor de sănătate ca acum, suntem extrem de purificați. Iarăși, merg acasă, la internet, ce ne-a spus, e adevărat, nu e adevărat, dar acolo scrie așa, dar mi-ai spus altfel. Și noi trebuie să ne adaptăm continuu, da? Dar este un lucru frumos, este un lucru pe care ne-l asumăm și este un proces continuu. Mulțumim frumos, doamna directoare, nu mai monopolizăm și... Doamna doctor, mulțumim încă o dată și să știți că aveți aprecierea noastră în ambele ipostaze, atât ca manager, cât și ca lider. Mulțumim încă o dată. Următoarea lucrare este o surpriză și pentru că este prezentată de o doamnă foarte specială, o doamnă foarte apropiată de Spitalul Municipal Roman, o doamnă pe care poate nu am prezentat-o altă dată suficient colegilor noștri și care stă în spatele, dar acum, fiindcă suntem toți, cred că este momentul să o prezentăm așa cum se cuvine. Este vorba despre doamna Anca Boron, care a stat în spatele reușitei noastre de acreditare. În timpul acreditării, să știți că a pierdut foarte multe nopți și foarte multe zile alături de noi. Îi mulțumim pe această cale, fiindcă se întâmplă că acum să fim... într-un număr foarte mare. Îi mulțumim și sperăm că va fi și de acum încolo, chiar dacă mai avem câțiva ani până la acreditare, alături de noi. Până la pensie. Până la pensie, auziți ce spun colegii. Subiectul pe care îl va prezenta doamna Anca Boron este timpul. Și timpul, să știți că este resursa cea mai prețioasă. Toți avem nevoie de timp. Dacă avem nevoie sau nu de bani, de timp, avem cu toții nevoie. Și așa cum am spus și înainte, timpul nu poate să fie nici cumpărat, nici stocat, nici mărit. O lăsăm pe doamna Anca Boron să ne prezinte lucrarea Capcanele timpului în munca unui coordonator de activități. Cred că am să pot să vorbesc suficient de tare să mă auziți. Dacă nu, voi apela la microfon. Deci, tic-tac, tic-tac. Eternul nostru timp. Ne-am pus întrebarea ce este timpul? Timpul este un capital deosebit de prețios. Este un bun rar, limitat, care nu poate fi cumpărat, nu poate fi stocat sau pus deoparte. Este imposibil să mărim timpul. Trecerea lui
este imperturbabilă și irevocabilă pentru fiecare din noi. Tipul înseamnă viață. Ne-am întrebat vreodată cât valorează timpul? Capitalul nostru limitat de timp poate fi cel mult estimat. O persoană cu speranță mare de viață dispune de aproximativ, ia vedeți aici, 650.000 de ore. Sau, am făcut un calcul în minute, 39 de milioane de minute, nici nu mai spun câte miliarde de secunde. Cât de mult valorează pentru dumneavoastră o oră din viață? V-ați întrebat? Sunteți la fel de econom cu timpul dumneavoastră, așa cum sunteți cu banii dumneavoastră? Haideți să efectuăm împreună un mic exercițiu. În fiecare zi, banca dumneavoastră vă depozitează, să spunem, în cont 86.000, nu spun degeaba asta, 86.400 de dolari. Dumneavoastră trebuie să cheltuiți această sumă în aceeași zi, deci azi și nu mâine. Nu puteți transfera banii pentru ziua de mâine. Deci, aveți în cont, repet, 86.400 de dolari. Ce înseamnă transpus în timp acest cont? Ia uitați! Aceeași sumă, 24 de ore, înmulțit cu 60 de minute cât are o oră, da? Cu 60 de secunde cât înseamnă un minut. Ia uitați-vă la ce am ajuns. 86.400 de secunde. Ce valoare are un an? Eu vă propun să întrebați un student care nu a reușit la admitere. Ce valoare are o lună? Întrebați o mamă care a născut un copil prematur. Nu? Ce valoare are o săptămână? Întrebați redactorul unei săptămânări. Ce valoare are o zi? Întrebați un angajat care are copii de hrănit. Ce valoare are o oră? Întrebați doi îndrăgostiți care așteaptă să se întâlnească. Nu? Ce valoare are un minut? Întrebați o persoană care a pierdut trenul. Ce valoare are o secundă? Întrebați un conducător auto care tocmai a avut un accident. Ce valoare are o miime de secundă? Întrebați un alergător care a câștigat medalia de argint. Deci nu cea de aur. Să nu uităm niciodată că timpul este ceea ce oamenii încearcă să omoare, dar care termină prin a-i omorâ el. Nu? Ce ar însemna lipsa planificării timpului? Timpul este o resursă limitată care trebuie drămuită cu înțelepciune, spun eu chiar cu multă înțelepciune. Timpul nedefinit este atributul celor care nu au făcut totul pentru a și-l organiza. Iată câteva din efectele lipsei unei planificări a timpului. Nu mai știm cu ce să începem. Avem sentimentul că sunt zile în care nu am realizat nimic. Acționăm sub presiunea timpului. Crize care răsar de unde și când te aștepți mai puțin. Apare sentimentul că viața trece pur și simplu pe lângă noi. Nu vă regăsiți măcar într-unul din aceste segmente? Eu zic că da.
Ei, ce înseamnă managementul timpului? Managementul propriului timp înseamnă managementul, de fapt, al propriei persoane. Managementul timpului ce face? Permite eliminarea pierderii de timp. Permite alocarea adecvată a resurselor pentru sarcini. Permite reducerea stresului de muncă. Și în ziua de astăzi e o problemă. Permite planificarea eficientă a zilei de muncă. Deci vedeți ca un leitmotiv, din momentul în care a prezentat domnul director componenta de planificare, s-a mers cu prezentarea doamnei dr. Pălânceanu și tot componenta de planificare practic este un element esențial dacă vreau să realizez un management performant al timpului. Iată avantajele unei bune organizări a timpului. Câteva din ele. Munca eficientă care va duce spre succes. Perspectiva mai bună asupra activităților și priorităților zilnice. Noi oportunități în privința creativității. Posibilitatea de a înfrunta, de a reduce și de a evita stresul. Atingerea sistematică și consecventă a unor scopuri de viață, astfel încât viața proprie să capete sens și mai ales o anumită direcție. Câteva din abilitățile privitoare la managementul timpului. Percepția adecvată a timpului. Și eu vă recomand. Asigurați o planificare realistă a activităților dumneavoastră. Permiteți evitarea prin managementul timpului performant, se puteți realiza evitarea apariției unor sentimente de anxietate și uneori chiar de frustrare. Stabilirea obiectivelor. Vedeți? Obiective strategice, bineînțeles, mergem mai departe la obiective operaționale și va trebui să ajungem până la obiectivele individuale, toate văzute într-o piramidă și într-o congruență. Stabilirea obiectivelor, deci, permite conturarea finalităților care vor fi atinse în urma activității desfășurate. O altă abilitate foarte importantă. Recunoașterea tărăgânării. Tărăgânarea presupune amânarea unei decizii sau unei activități care trebuie realizată la termen. Iată câțiva din factorii care generează acest tip de comportament. Lipsa de relevanță a activității. Ambiguitatea sarcinii. Acceptarea unor obiective neconcordante cu cele posibile de realizat. Îmi propun ceva utopic? Nu știu dacă voi putea realiza cu adevărat. Tendința spre perfecționism. Trebuie să știu până unde mă duc cu această limită a perfecționismului și să fac o gradualizare a acestui perfecționism. Incapacitatea de a face față situației. Iată câteva probleme tipice legate de organizarea timpului. Prea mult de citit. Slabă delegare, o să vedem noi data. Ambiție exagerată, organizare defectuoasă, informare inadecvată, prea multe telefoane, obiective neclare, amânări repetate, frâne datorate unor legături sociale. Ce face un coordonator de activitate organizat? Își stabilește realist țintele pe care vrea să le atingă. Formulează corect sarcinile pentru fiecare subordonat. Stabilește ce trebuie să monitorizeze. Identifică zonele cheie unde el trebuie să acționeze adecvat. Stabilește prioritățile. Face analize periodice. Degeaba stabilesc sarcini, am sarcini stabilite, degeaba am aceste obiective, să spun, stabilite, dacă eu nu fac analize periodice și văd unde mă aflu și ce trebuie să acționez din punct de vedere corectiv sau preventiv.
ierarhizarea sarcinilor, sunt patru categorii de sarcini, împărțite în funcție de importanță și urgență. Și uitați-le! Sarcinile A. Eu vi le spun și dumneavoastră după aceea, fiecare din dumneavoastră o să luați decizia ce este mai bun să faceți. Sarcinile A sunt importante și urgente. Pot fi realizate numai de persoana sau echipa adecvat stabilită. Trebuie îndeplinite imediat. Sarcinile B. Deci, apropo de organizarea zilnică a timpului. Sarcinile B. Sunt foarte importante, dar nu tocmai urgente. Pot să aștepte pentru un moment. Trebuie programate sau delegate sub o supraveghere atentă. Delegate. Sarcinile C. Sunt urgențe, dar nu foarte importante. Trebuie delegate astfel încât coordonatorul de activitate, atenție, să se poată ocupa de sarcinile cu adevărat importante. Subalternii trebuie motivați să rezolve sarcinile încredințate. Și în final, sarcinile D. Sunt puțin importante și puțin urgente. Pot fi clasate și aruncate la coș. Lucrurile în mod frecvent, în această categorie de sarcini, se rezolvă de la sine și cu timpul. Ce înseamnă delegarea sarcinilor? Este un element extraordinar de important pe care orice coordonator de activitate trebuie să știe cum să și-l realizeze. Delegarea corectă înseamnă transferul sarcinilor al autorității împreună cu responsabilitatea. Se deleagă dreptul de a lua decizii și aici nu e vorba de transferul spre munci inferioare, ca cel care primește sarcinile delegate să se considere undeva pe o treaptă inferioară. Delegatorul trebuie să explice în detaliu persoanei delegate ce are aceasta de făcut. Și ca o concluzie, eu aș spune așa. Delegarea este similară cu ridicarea unui castel din cărți de joc. Dacă baza nu este realizată perfect, cu siguranță totul se va prăbuși. Câteva argumente pentru delegarea sarcinilor. Eu nu mai le voi enumera. Economie de timp, valorizarea cunoștințelor angajaților, perfecționarea angajaților și motivarea angajaților. Nu? Și aici sper să vă placă. Ce nu trebuie să reprezinte delegarea sarcinilor? Și aici am încercat să fac o paralelă și să vorbesc despre păsările delegării. Pasărea albă. Ce face? Planează în aer. Dă oamenilor diverse sarcini de îndeplinit, apoi stă pe umărul lor. Pasărea alungată care țipă. Își urmărește cu mare atenție subordonații și devine foarte aspră când aceștia deviază de la modul în care ea consideră că sarcinile date ar trebui îndeplinite. Apropo de delegat. Pasărea galbenă care smulge meritul. Este o pasăre deosebit de respectată de subordonați și nu numai. Cucul cu creasta albă. Este o pasăre nerăbdătoare care își lasă ouăle în cuibul altuia. Rata guralivă. Este pasărea care nu precizează niciodată suficient de clar câtă autoritate intenționează să delege. Pasărea îndoliată, care are coroană de aur. Este pasărea care se plânge frecvent de incapacitatea subordonaților de a lua decizii, dar niciodată nu-i lasă pe ei să decidă. Pasărea pestriță, care se furișează. Este pasărea care deleagă autoritatea și apoi se furișează în jurul nivelelor inferioare, anulând astfel delegarea.
pasărea cu capul roșu care luptă aprig cu focul. Este pasărea care consideră că deleagă, dar îi determină pe oameni să verifice împreună cu ea chiar și cele mai minore decizii. Și ai pe mine vulturul care atacă eu. Este șeful care stă în spatele subordonaților și așteaptă ca aceștia să facă greșeli, apoi îi sancționează drastic. Avem vulturul. Nu, am spus clar acolo ce nu trebuie să reprezinte delegarea. Ce înseamnă un management performant al timpului? Pregătire și organizare. Și iată câteva sfaturi din punctul meu de vedere. Țineți-vă biroul curat, fără multe hârtii. Fiți conștienți de tipul timpul irosit, fără rost. Nu faceți treaba altuia. Nu promiteți pe timpul dumneavoastră. Alte câteva sfaturi privitoare la managementul timpului. Fiți stăpânul propriei vieți. Verificați care sunt cauzele acțiunilor dumneavoastră. Gândiți-vă la ceea ce așteptați de la viață. Managementul timpului este doar un instrument, deci evitați să cădeți în extreme. Planificați-vă activitățile, eterna planificare. Începeți încă de astăzi. Și să nu uităm, viața noastră este rezultatul alegerilor pe care le facem. A da vina pe cei din jur, pe mediu, pe ceilalți factori exteriori, înseamnă a da acestor lucruri puterea de a ne controla. Ce înseamnă managementul timpului? Răspunsul la întrebarea când? Am bifat clar. Astăzi. Eternul nostru timp. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Categoric, doamna Anca, ne-ați dat câteva subiecte de meditație pentru tot anul, putea să spunem. Dacă îmi permiteți o întrebare, dacă ar fi să sintetizați în câteva cuvinte lucrarea dumneavoastră, care ar fi acestea? Timpul este cel mai bun prieten al nostru, dacă știm cu adevărat să ne facem prieteni. Mulțumim. Am rămas fără replici, să știți. Mergem mai departe, de la timp, la cultura organizațională. Știți că... La viitoarea ședință cu medicii și să ne încadrăm cu vulturi, așa, cu păsări. În timp. Să analizăm. Am înțeles aluziile. Și vom ține promis. Da, ați oferat. Trecem mai departe, da, era vorba despre un timp mirnic pe care noi ne-l-am propus să-l organizăm cu salariații de la biroul administrativ. O planificare îndrăzneață. Dăm vina acum pe organizarea acestor zile. Nu am mai reușit, dar nu este un proiect pe care să-l abandonăm. Dar putem să facem un team building cu angajații spitalului, nu numai cu persoanele din sediul administrativ. Doamna Anca va organiza și să manageriem corect timpul. Mulțumim încă o dată și mergem mai departe la cultura organizațională. Cultura organizațională este forța invizibilă din spatele lucrurilor observabile și tangibile. Este un factor determinant al funcționalității și al performanțelor. Și de aceea o să o invităm pe doamna Emilia Găbroi, reprezentanta Serviciului Achiziții, care ne va explica de ce cultura organizațională trebuie să fie inima spitalului nostru. Vă rog, doamna. Rolul culturii organizaționale în promovarea performanței în unitățile spitalicești. Cultura organizațională constituie un domeniu relativ nou și deosebit de incitant al managementului,
care scoate în evidență rolul factorului uman în succesul oricărei organizații, ceea ce impune necesitatea abordării acestuia ca un veritabil capital, ca un prețios atu concurențial. Fiecare organizație, indiferent de mărime sau de profilul activității, este alcătuită din oameni cu personalități distincte, care acționează împreună pentru realizarea unor obiective comune. Din acest punct de vedere, cultura organizațională poate fi considerată un liant social care modelează și determină comportamentele, atitudinile și acțiunile componenților unei organizații, reflectând mixul personalităților și stilurilor de leadership practicate. Ea depinde de evoluția, de istoria propria organizației, de modul de abordare a problemelor și de practicile manageriale și își pune amprenta asupra tuturor proceselor exercitate în cadrul organizației, manageriale, economice, tehnice, juridice. Având originea în interacțiunea relațiilor interpersonale, cultura organizațională constituie personalitatea unei organizații, care prin sistemul bine structurat de valori fundamentale și specifice, are o unicitate aparte, constituind un factor important în conturarea și menținerea identității acesteia. În general, rezultatele bune obținute sunt asociate cu capacitatea managerilor de a menține și dezvolta o cultură organizațională cu caracter pozitiv, care să energizeze componenții săi către realizarea obiectivelor propuse. Într-o situație similară se găsesc și unitățile spitalicești, ele fiind organizații care acționează ca un serviciu public pus în slujba pacienților pentru soluționarea problemelor de sănătate, fiind caracterizată de o cultură specifică. În misiunea lor de înfăptuire a actului medical, profesionalismul reprezintă valoarea cardinală. Această valoare trebuie să fie definitorie atât pentru personalul medical, cât și cel administrativ, care trebuie să manifeste o înaltă responsabilitate profesională și civică și să acționeze eficace și eficient în slujba pacientului. Influența culturii organizaționale asupra performanței indivizilor sau organizațiilor a suscitat interesul unor specialiști renumiți în domeniul managementului. Astfel, Eldridge și Combi definesc cultura organizațională ca fiind o configurație unică a normelor, valorilor, convingerilor și căilor de comportament ce caracterizează maniera în care se combină grupurile și indivizii pentru a determina realizarea lucrurilor. Furman și Gunther consideră că aceasta este dată de convingerile, atitudinile și valorile susținute colectiv în cadrul unei organizații. Mai simplu spus, cultura este, citez, modul în care facem noi lucrurile aici. Închei citatul. În opinia lui Jeff Hofstede, cultura organizațională este promovarea, programarea colectivă a modului de gândire prin care membrii unei organizații se deosebesc de cei ai alte organizații. Câteva trăsături specifice. Este determinată istoric, fundamental social, întrucât este strâns legată de componenții organizației, este holistică, conectată la elemente de natură antropologică, greu de schimbat ca urmare a complexelor elemente umane implicate. Câteva elemente de consens. Este dificil de denumit, de definit. Adesea este un demers inutil. Cultura organizațională este multidimensională, relativ stabilă pentru perioade lungi de timp. Conduce la neînțelegere atunci când este în interacțiune cu o altă cultură. Reprezintă soluția grupurilor la diferite probleme care pot fi adaptive sau maladive, reliefând pozitiv sau negativ productivitatea. Este nevoie de mult timp
pentru evaluarea sau schimbarea culturii organizaționale. Valorile și convingerile implicit fundamentează norme comportamentale. Câteva elemente ale culturii organizaționale. Istoria și tradiția organizației, influența unui lider dominant, managerii, în special cei de nivel superior, așteptările personalului, caracteristicile forței de muncă, sistemul de evaluare și motivare a personalului, tehnologiile informaționale, mărimea organizației, caracteristicile mediului ambient și gradul de adaptare la mediu, mediul economic, situația economico-financiară, resursele de care dispune organizația, legislația și, bineînțeles, cultura națională. Dimensiuni ale culturii organizaționale. Pentru a putea proiecta imaginea organizației în viitor, trebuie să stabilești unde te afli în prezent, cu ce fel de colectiv lucrezi, care sunt valorile, normele și așteptările oamenilor care compun organizația. Din acest motiv, o cercetare asupra culturii organizaționale existente în unitățile spitalicești trebuie să surprindă următoarele aspecte. Percepția stilului managerial, aspecte privind satisfacția față de climatul din spital, disponibilitatea de participare la efortul colectiv, gradul de conformare față de reguli, motivarea pentru succes, centrarea pe interesul personal, respectul față de tradiții, factori comportamentali, valori promovate de personalul spitalului în organizație și, nu în ultimul rând, valori privind siguranța pacienților. Pe baza dimensiunilor culturale descrise de Gert Hostele, unitățile spitalicești se caracterizează prin următoarele trăsături. Distanță mică față de putere, reflectată prin stilul de conducere participativ și cooperant, colectivism, feminitate, evitarea incertitudinii, orientarea pe termen scurt. Distanța față de putere și evitarea incertitudinii în principal determină comportamentele individuale în cadrul unei organizații. Performanța în unitățile spitalicești, furnizarea de servicii medicale trebuie să fie potrivită rezultatului care trebuie obținut. Prestația medicală de calitate inferioară, cu scopul de a obține rezultate la nivel de înaltă performanță sau invers, nu va produce în final niciun rezultat și va genera pierderi. Managementul modern este tot mai mult preocupat de optimizarea și creșterea profitului, fără a apela la resurse financiare suplimentare. Principiul optimizării costurilor pentru a maximiza în beneficiul pacientului serviciile oferite presupune de asemenea și aducerea serviciului respectiv la locul potrivit unde acesta este căutat. Locul potrivit este locul în care piața și necesitatea pot absorbi serviciul în cauză la prețuri reale benefice pentru pacienți. Pe scurt, C7P. Informațiile economice trebuie completate cu informații despre evoluția cadrului legislativ și continuă adaptarea activității la schimbări în timp real. În România, evaluarea activității într-un spital se face prin prisma indicatorilor de calitate aprobați prin ordinul 972 al Ministrului Sănătății. Performanța personalului. Ea reprezintă totalitatea comportamentelor realizate de indivizi în vederea îndeplinirii obiectivelor organizaționale. Pentru îmbunătățirea calității actului medical e necesară o creștere a performanței profesionale prin mai multe modalități. Personalul are de ales între frecventarea și absolvirea unor cursuri de specialitate, participarea la dezbaterile profesionale pe diverse teme și pentru diverse specialități medicale ori chirurgicale. Studierea unor reviste de specialitate, iar în cazul personalului cu obligații legale specifice,
participarea la cursurile anuale obligatorii și impuse prin diverse acte normative. Și performanța, considerată invizibilă de numeroși specialiști în domeniul managementului și neglijată de majoritatea managerilor, cultura organizațională exercită un impact major asupra funcționalității și performanței unei organizații, fiind considerată cheia excelenței organizaționale. Relația dintre cultura organizațională și performanță este relevată de funcțiile culturii organizaționale. Întărește coeziunea colectivului de salariați prin împărtășirea unor valori comune, crește loialitatea angajaților prin încurajarea sentimentelor de devotament și fidelitate față de organizație, creează o bună imagine în cadrul comunității, îmbunătățește adaptarea externă a organizației, ceea ce permite să acționeze mai eficace în situații diferite. Această funcție este condiționată de promovarea unor valori, precum asumarea riscului, spiritul de echipă pentru realizarea unor lucrări complexe, spiritul de inițiativă în situații de criză. În concluzie, orientarea culturii organizaționale spre creșterea performanței se realizează în strânsă legătură cu satisfacerea motivațională a salariaților, cu realizarea sentimentului de mulțumire a acestora. O asemenea cultură organizațională va avea succes dacă salariații sunt tratați cu respect sau încurajați să aibă inițiativă și creativitate în activitatea desfășurată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Emilia! Ne puteți spune dacă există un instrumentar de specialitate pentru evaluarea culturii organizaționale? Da, există. Sunt două modalități de a evalua. Este vorba de chestionarul ideologiei organizației, chestionarul Harrison și inventarul culturii organizaționale. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Și trecem de la cultura organizațională la codul de etică și drepturile pacienților. Cu toții am fost și cu siguranță că s-ar putea să mai devenim în decursul vieții pacienți. În această ipostază ne-am întrebat, știm care ne sunt drepturile? Știm că și pacienții trebuie să respecte un cod de etică? Pentru a răspunde la aceste întrebări, o invităm pe doamna juristă Anca Oprea să ne facă o scurtă prezentare a acestor aspecte deosebit de importante. Mulțumesc, cuvintele frumoase, doamna director. Vreau să vă spun că sunt onorată să fac parte din echipa dumneavoastră de 3 luni de zile. Ca fost consilier de etică în primăria municipiului Roman, am vegheat mereu pentru respectarea drepturilor cetățeanului, iar acum voi vegea pentru respectarea drepturilor pacienților. Am luptat și am făcut codul de etică împreună cu doamna Anca Guran, Strategia Națională Anticorupție 2012-2015. De aceea pot să spun că așa văd eu etica, legea și moralitatea, iar pentru a fi un spirit deschis, spun, tuturor valorilor cu adevărat spirituale, trebuie să fim etici, morali și integri. Pot să spun că în aceste condiții nu vom avea nici gustul și nici superstiția eșecului, astfel vom fi etici în societate și moral. De asemenea, vă dau un îndemn pentru Spitalul Municipal de Urgențe Roman. Fiți etici, respectați codul de conduită, respectați cadrul legal, respectați legea 46/2003, legea pacienților, drepturile pacienților. Principiile etice care trebuie respectate într-un spital public sunt principiul legalității, principiul supremației interesului pacientului și țin foarte mult pentru că avem foarte multe sesizări pe etică și împreună cu Consiliul de Etică și văd aici pe doamna Molodoi care este deschisă spre acest domeniu. Vreau să spun că facem o cercetare frumoasă prin audiere de martori
prin a emite în sfârșit un aviz etic pe care îl înaintăm managerului Spitalului Municipal de Urgență Roman și voi propune doamnei manager, Andriș Maria, să facem ședințe de lucru pe fiecare secție, pe fiecare compartiment, pentru a evita situațiile non-etice. Un alt principiu important este principiul bunei administrări, bunei conduite, adică etică, morală în speță, principiul responsabilității. De asemenea, Transparency International vorbea despre codul de etică ca fiind un templu grec cu un acoperiș plat, cu trei stâlpi pe care se află trei sfere. Principalele sfere sunt calitatea vieții, domnia legii, dezvoltarea pe termen lung. Integritate, etică, deontologie. Se poate spune din perspectivă individuală că integritatea este o chestiune de opțiune personală, ține de asumarea unei responsabilități proprii. Dar se poate spune din exterior că integritatea individului este cuantificată, este evaluată prin prisma elementelor ce configurează conștiința colectivă. Și țin foarte mult prin conștiința colectivă să aplicăm acest cod de etică, să aplicăm cadrul legal, să ne comportăm frumos pentru a evita situațiile non-etice, pentru a evita reclamațiile pacienților. Integritatea personală este determinată de conduita etică a individului. Etica, așa cum definea latinescul etica, reprezintă totalitatea normelor de conduită morală. Așa cum definea Paul Sollier, morala este definită ca știința binelui și a fericirii, știința moralurilor, ansamblu regulilor care guvernează raporturile dintre oameni. Și spun că respectând reguli, respectând principii, respectând deontologie profesională, Spitalul Municipal de Urgență Roman va avea un feedback pozitiv între pacient, între cadrul sanitar și vom avea și o imagine frumoasă. Mergem mai departe. Ștefan Odobreja, în Psihologia Consonantistă, București, 1982, definea morală, știința profilaxiei și terapeuticii răului, filozofia igienică, fizică și psihică a vieții, știința echilibrului social. Și țin foarte mult la această sintagmă, știința echilibrului social. Știința armoniei și a echilibrului între sine și societate. De asemenea, profesor Costică Voicu spunea în felul următor, că există o morală personală definită ca un echilibru a propriilor noastre dorințe, dar există și o morală socială înțeleasă ca echilibru între propriile dorințe și să respectăm dorințele altora, așa cum ar trebui să respectăm și dorințele pacienților dumneavoastră. Există o morală pozitivă, prin morala binelui, care ne spune uneori ce trebuie să facem, cum trebuie să ne comportăm, dar și o morală a răului care ne spune ce nu trebuie să ne facem, ce trebuie să ne abținem să nu facem. De asemenea, există o morală minoră a lucrurilor. Și mă refer aici la maniere alese, la politețe, la o morală estetică, dar și o morală majoră sau a lucrurilor importante care se confundă cu dreptul uneori. Fiecare categorie socială are morala sa specială. O să vedem morala intelectualilor și a muncitorilor, a stăpânilor și a servitorilor, morala profesorilor și a elevilor, a doctorilor, aș spune, și a pacienților, a bărbaților și a femeilor, de asemenea a adulților și a copiilor, a șefilor și a subalternilor dumneavoastră. Moralitatea reprezintă suma virtuților sociale și aici spun justiție, altruism, caritate, bunătate. Să vedem totuși ce este opusul moralei, imoralitatea. Imoralitatea este opusul moralității, suma viciilor sociale, egoism, răutate, ură, orgoliu, minciună, chiar ipocrizie uneori. De asemenea, imoralitatea dăunează vieții sociale, fiind cea care contrazice interesul general al majorității. Dar să vedem că există între moralitate și imoralitate și termenul de amoralitate. Amoralitatea este o stare neutră, intermediară sau nehotărâtă între moralitate și imoralitate, așa cum vă spuneam. Ea desemnează gradul cel mai mic de moralitate și în același timp cel mai mic grad de imoralitate. Ea înseamnă izolare,
O să vedeți oameni care se izolează. Acei se află într-un grad de amoralitate. Individualism și indiferență socială. Ca să fim etici, trebuie să respectăm și o deontologie profesională la care fiecare ținem. Dumneavoastră ca doctori, asistentele medicale, juriștii, avocații. Deontologia vine din francezul deontologie, care reprezintă doctrina privitoare la normele de conduită și la obligațiile etice a unei profesiuni. Într-o accepție generală, Oroveanu definea noțiunea de deontologie ca fiind ceea ce trebuie făcut și cuprinde obligațiile de îndeplinit, normele de conduită, îndatoririle morale a unei profesii. Și aici implică chiar și etica profesională. În accepțiunea specială, același autor definește noțiunea de deontologie ca fiind ansamblul atribuțiilor, obligațiilor morale și juridice ale acestora necesare pentru îndeplinirea misiunilor ce incumbă funcțiilor lor, considerate ca îndatoriri în slujba societății. Deontologia profesională în general desemnează totalitatea normelor de conduită în care se evidențiază minima moralia cu privire la exercitarea unei profesiuni. Și mergem mai departe. Și ajung la un subiect drag sufletului meu, Consiliul de Etică. Consiliul de Etică, în conformitate cu Ordinul 1209/2006, se a înființat în cadrul spitalelor, este format din 5 membri, care se aleg odată la 3 ani. Acesta se întrunește lunar, ori de câte ori sunt petiții sau sesizări ale pacienților, organizând cercetarea etică. Consiliul Etic are următoarele atribuții. Analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relația pacient-medic-asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară. Verifică dacă prin conduita lui personalul medico-sanitar și auxiliar încalcă drepturile pacienților prevăzute de legislația în vigoare. Sesizează de asemenea organele abilitate ale statului în situațiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienților, precum și ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii. Analizează sesizările ce privesc plățile informale ale pacienților către personalul medico-sanitar auxiliar. Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces verbal sau se va emite un aviz etic, așa cum am făcut, pe care îl vom înainta managerului și vom organiza pe urmă ședințe pe fiecare secție în parte pentru evitarea spețelor non-etice. De asemenea, procesul va... drepturile pacienților în conformitate cu legea 46/2003. Legiuitorul stipulează în mod clar în legea 46/2003 drepturile pacienților pe care eu le-aș corobora cu drepturile universale a omului. Și anume, care în articolul 3 precizează în mod clar că orice ființă are dreptul la viață, la libertate și securitatea persoanei sale. Trebuie promovate valorile etice în rândul personalului medico-sanitar pentru prevenirea riscurilor și a situațiilor non-etice. Creșterea calității serviciului public sanitar. De asemenea, spunem noi că acordarea serviciilor medicale trebuie făcute la standarde europene, pe bază de respect față de pacient și de suferința în care se află acesta. Personalul medical trebuie să se comporte cu respect și demnitate față de pacient, fără a prejudicia sau a submina în vreun fel drepturile pacienților. Medicul nu trebuie să înceteze, ca și avocatul, ca și juristul, nu trebuie să înceteze în decursul vieții sale să-și însușească știința medicală pentru sănătatea și siguranța pacientului. Principalele drepturi ale pacientului, în conformitate cu legea 46/2003, sunt dreptul pacientului la informația medicală, aceste drepturi sunt prevăzute de la articolul 4 până la articolul 20, drepturile pacientului la confidențialitatea informațiilor, la viața privată, articolul 21 în speță, articolul 25, drepturile pacientului în domeniul reproducerii, art. 26, articolul 28, legea 46/2003, drepturile pacientului la tratamente și îngrijiri medicale, în speță, articolul 29, art. 34.
Sănătatea omului este țelul suprem al actului medical. Obligația personalului care compune corpul medical este de a apăra sănătatea fizică și mentală a omului, de a-și ușura suferințele în respectul vieții și demnității persoanei umane, fără discriminări de religie, sex, rasă, apartenență politică, condiție socială. Respectul datorat persoanei umane nu trebuie să înceteze nici după decesul acestuia. Principiile de bază care guvernează conduita profesională a personalului medical sunt: exercitarea profesiilor medicale se face exclusiv în respect față de viață și de persoana umană. În orice situație, primează interesul pacientului și sănătatea publică. Acordarea serviciilor medicale se face la standarde de calitate cât mai ridicate, pe baza unui nivel înalt de competențe, aptitudini practice, performanțe profesionale, fără niciun fel de discriminare. Prioritatea interesului pacientului, și trebuie aici creat un feedback pozitiv între pacient și cadrul medical. Profesionalismul, principiul conform căruia întreg corpul medical are obligația de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență și corectitudine. Imparțialitate și nediscriminare, principiul conform căruia personalul medical are obligația de a adopta o atitudine obiectivă. Consiliul de etică vrea să stabilească un cod de bune practici la nivelul Spitalului Municipal de Urgențe Roman, prin care să se respecte principiile de bază care guvernează conduita profesională a personalului medical prin respect față de pacienți și de viața umană. Consiliul de etică sugerează ca personalul medical să se comporte cu cinste și demnitate profesională față de pacient, să nu se submineze încrederea acestuia. Consiliul de etică propune ca prioritate interesul pacientului prin respectarea mecanismului de feedback. Trebuie să existe pentru fiecare cadru medical un motto profesional. Imaginați-vă că fiecare pacient din fața dumneavoastră, fie că este tată, mamă, soră, ființă dragă, copilul dumneavoastră, este pacientul dumneavoastră și luptați din răsputeri pentru viața sa. Vă mulțumesc și vă lupta din răsputeri să aplic codul de etică la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Roman, împreună cu doamna manager Andriș Maria. Vă mulțumim, doamna jurist, pentru lucrarea foarte bine documentată și dacă ați putea să ne răspundeți la întrebarea ce reprezintă etica pentru dumneavoastră în Spitalul Municipal Roman. Da, pentru mine etica reprezintă morală, deontologie profesională, respectarea principiilor fundamentale. Vreau să creez acest feedback pozitiv între pacienți, să colaborăm. Îmi pare bine că Consiliul de Etică sunt oameni tineri, oameni care sunt descriși spre nou, spre ceea ce am învățat eu la cursurile mele pe care le-am făcut în primăria municipiului Roman în 2011, când mi-am luat cursul Agenția Națională a Funcționarului Public ca consilier de etică. Voi lupta pentru pacienți și pentru drepturile lor, de asemenea voi lupta și dumneavoastră să fiți respectați, dar respectând pacienții cu siguranță și dumneavoastră veți avea o imagine pozitivă. Vă mulțumesc, o seară frumoasă! Vă mulțumim și noi, doamna jurist! La finalul acestei zile, zic eu, deosebite, vom acorda o diplomă de excelență pentru implicare în activitatea medicală și pentru susținerea activității și susținerea Spitalului Municipal de Urgență Roman, doamnei Anca Goron. Mulțumim, doamna Anca, încă o dată, pentru tot ajutorul și pentru toată disponibilitatea. Seara nu se încheie aici, vă invităm la dineul festiv. Sperăm că a fost o zi interesantă, ne cerem scuze pentru micile greșeli, micile erori. Este prima dată când organizăm genul acesta de activitate și vă așteptăm la dineul festiv. Ați observat că elevii au început deja petrecerea. Să nu ne lăsăm mai prejos!